Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Energiile planetelor prezente în gemeni și berbe continuă să te favorizeze și să-ți stimuleze dezvoltarea. Jupiter creează circumstanțe favorabile care permit să întâlnești oamenii potriviți. Marte te umple cu energie sclipitoare și veselă. În ceea ce privește soarele, Mercur și Saturn din Zodiata, pun ideile și experiențele tale în centrul atenției. În această atmosferă neobișnuită de plăcută, ești încrezătoare pe toate fronturile. Sub aripa ta cresc proiecte. Pe toate drumurile, unda verde este aprinsă pentru tine, detaliile sunt promise în toate problemele. Cu toate acestea, începând cu 5 februarie, va trebui să concurezi cu luna plină, care se naște în zodia leu. Ea te împinge spre excese care îți pot compromite idealul. Pentru a evita astfel de neplăceri, încearcă să devii mai umilă. Dragoste, Marte, stabilit în sfera iubirii tale, pune în joc cele mai bune resurse pentru a-ți oferi o viață ideală. În alianță cu Jupiter, el creează circumstanțe favorabile pentru tine, datorită cărora rutina trece în fundal. Totul va fi bine cu condiția să-ți păstrezi pragmatismul față de unele restricții. Până pe 20 februarie, Venus va petrece la vărsător în cea de-a doua casă astrogramei natale, sectorul resurselor materiale. Trecând prin această casă, îți afectează situația financiară într-o mai mare măsură decât viața personală. Prin urmare, vărsătorul în februarie nu va fi deosebită de îngrijorată de bani, Acum poți avea mai multe surse de venit, inclusiv unele neașteptate. De exemplu, poți câștiga o sumă frumoasă la loterie sau ți se va plăti o datorie pe care nu mai sperai să o recuperezi. În ultima decada a lunii februarie, Venus se va afla în cel de-al treilea câmp al horoscopului personal, care se ocupă de relația cu rudele apropiate și de informații. În această perioadă, Mulți reprezentanții zodiei vor deveni deosebit de atractivi pentru sexul opus. La întâlniri, ei se vor putea prezenta din partea cea mai favorabilă, iar acest lucru va necesita foarte puțin efort. Sfat, luna plină care se formează în leute înclină spre utilizarea părții întunecate a forțelor. Pentru a evita acest lucru, trebuie să iei în considerare sentimentele și ideile oamenilor din jurul tău. Sănătatea pe tot parcursul lunii februarie, Marte își va continua călătoria prin casa 5 a horoscopului personal, sectorul creativității, divertismentului, recreerii și copiilor. Nu poți decât să-ți invidiezi pasiunea și dorința de a câștiga. Horoscopul lunii februarie pentru vărsători spune că acum mulți ai zodiei își vor menține de bunăvoie activitatea fizică, pur și simplu pentru că va fi cu adevărat o bucurie pentru ei, și se vor bucura și de corpul lor antrenat. Vei fi bucuroasă să practici jocuri de echipă cu copiii tăi, să petreci weekendul pe bicicletă sau într-o drumeție. Cu toate acestea, astrele te îndamnă să fii mai atentă în această lună, nu doar atunci când practici portul preferat, ci și în viața de zi cu zi, acum probabilitatea de accidentare crește. Încearcă să nu te complaci în deznădejde și melancolie, să-ți câștigi spiritul vesel obișnuit. Banii, până pe 11 februarie, Mercur va rămâne alături de vărsător în cel de al 12-lea sector al horoscopului, care este responsabil de temeri, secrete, dușmani ascunși și restricții. Horoscopul te avertizează să nu construiești intrigi luna aceasta sau să încerci să obții ceea ce îți dorești într-un mod înăcinstit, apoi Mercur se va muta în prima casă, ceea ce în astrologie este considerat un indicator al personalității. În acest moment, te vei simți mai liberă, s-ar putea să ai câteva idei noi, nu doar că vei fi pregătită pentru posibile schimbări în viața ta, dar le vei aștepta și cu nerăbdare. Dacă trebuie să schimbi locul de muncă, este bine să o faci, sau poate ai visată de mult să-ți deschizi propria afacere. Deci ce, de ce să nu începi chiar acum? Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!